Mai mulți oameni, printre care și copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident în lanț care a avut loc pe DN66 în municipiul Petroșani. În fapt, una dintre mașinile implicate în accident și care avea copii în interior a oprit la o trecere de pietoni și acesta a fost momentul în care s-a produs accidentul în lanț. Imediat după aceasta, femeia de la volan abia mai putea să vorbească. A trecut un domn, domnul cu ultima mașină a intrat în noi. Cum pot să vorbesc, acum mă doare capul rău. Toți cei implicați în accident au fost consultați de paramedicii care au sosit imediat ce a fost anunțat accidentul rutier prin 112, dar nu au agreat ideea de a fi transportați și la spital. Bătrânul căruia i s-a dat prioritate pe trecerea de pietoni a fost și el la fel de speriat, pentru că totul s-a petrecut imediat ce el s-a înscris în traversarea străzii. Așteptam să treacă. Doamna mi-a făcut semn să trec. Când eram la mijlocul ăsta, deja domnul de acolo a intrat în al doilea mașină. Cine mai era pe trecerea de pietoni? Erau și copiii? Nu, copiii erau în mașină. Polițiștii spun că totul s-a petrecut pe fondul vitezei, iar toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, fără să fi prezentat alcoolemie. Din primele verificări, efectuate la fața locului, ultimul autoturism, nu au păstrat o distanță suficientă față de celelalte două care se oprise pentru a angaja în traversare un pieton, drept pentru care a rezultat acest accident soldat cu pagube materiale. Este prezentă la fața locului și ambulanța. Persoanele care au fost atât pasageri cât și conducătorii auto au refuzat să meargă la spital, declarând că nu au suferit leziuni în timpul accidentului. Circulația s-a desfășurat cu dificultate pe un singur sens de mers alternativ și a fost nevoie de agenții de la rutieră pentru a degaja traficul până la finalizarea cercetărilor. Aproape pe toată perioada verii, ortacii de la minele viabile au stat mai mult în concediu sau și-au scos foi de boală. Productivitatea a scăzut dramatic și minele pe închidere au dat cărbuni mai mulți, cu mai puțin oameni și cu mai puține fronturi de lucru. Însuși, directorul Chiuzan a afirmat că jumătate dintre angajații de la minele viabile sunt în foi de boală, iar acum noua conducere a sindicatului Muntele a luat act de acest fapt, dar dau vina pe numărul tot mai scăzut al muncitorilor. A fost o problemă legată de concediile medicale, însă eu vin aici cu o precizare pe care o tot spun de câtva timp, atât la exploatarea unde funcționez eu ca lider de sindicat, cât și domnului Chiuzan. Aceste lucruri s-au întâmplat în fiecare an vara, însă efectivele au fost mult mai mari. Acum efectivele sunt mult subțiate, iar concediile medicale, 3, 4, 5 concedii medicale într-o formație de lucru în plus, se simt foarte puternic. Numai anul trecut, în luna septembrie, reprezentanții Casei Județene Asigurărilor de Sănătate au verificat un număr de 36 de furnizori de servicii medicale și au constatat că în 4 cazuri a fost vorba de eliberare de certificate de concedii medicale de către medicii prescriptori cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. 3 dintre medici au fost sancționați cu amenzi contravenționale în valoare de 5.000 de lei fiecare și unul avertisment scris. La Complexul Energetic Hunedoara este cunoscut faptul că minerii și-au foi de boală în perioada în care se cosește fânul sau sunt lucrări în gospodărie și este deja foarte cunoscută situația în care într-o lună minerii își luau foi de boală ce însumau ani de zile. Acum însă asta se reflectă în productivitatea și așa scăzută din cauza lipsurilor din subteran, iar asta se va reflecta în momentul în care se va furniza agent termic, pentru că lipsesc stocurile necesare de cărbuni. Siminel Iordache, patronul clubului Cheops din Petroșan, club care a ars la mijlocul lunii septembrie, știa că focul îi va mistui o parte a construcției. Cum? Păi simplu, a cerut primăriei autorizație cu o lună înainte de orice flacără, scânteie sau ce mai fi fost, ceea ce a inițiat vâlvătaia în care au ars 400 de metri pătrați de spații comerciale și de entertainment. Sau cel puțin asta rezultă din autorizația pe care l-a auzit după ce postul nostru a făcut public faptul că s-ar putea să lucreze fără autorizație de construcție, a montat-o pe mai multe panouri în locul în care face reabilitarea. Din afișele postate la vedere, așa cum procedează orice amărăștean care își ridică și un mic coteț, garaj și ori dependință, rezultă și de pe gardul împrejmuitor de la Cheops că există o autorizație liberată de primărie. Nimic mai bun și eram gata să ne cerem și scuze, doar că din hârtii rezultă negru pe alb că autorizația a fost eliberată în 18 august 2016 și asta în condițiile în care incendiul a izbucnit abia în septembrie. Să fi știut Siminel Iordache de foc, să fie
anticipat el grozăvia care, așa cum declară neoficial, l-a ruinat și l-a făcut să nu mai doarmă de 10 nopți. Avea de gând să reconstruiască, ori are vreo legătură cu izbucnirea incendiului. Cert este că lucrările au început după ce focul a mistuit totul. Și asta e de bine. Și ca să fim și mai exacti, primăria Petroșani îi eliberase lui Siminel Constantin Iordache o autorizație de lucru, dar pentru a-și extinde suprafața, autorizația ce are numărul 100 și care acum este afișată, doar că pe aceea scria extindere spațiu comercial, ceea ce nu e tot una cu reconstrucția și nici cu reabilitarea acestuia, după nefericitul incendiu. Una dintre temele alese pentru a implica tinerii voluntari și chiar edilii veniți de peste hotare în Petroșani a fost migrația. Nu este o simplă joacă, deși cei prezenți au tras bilețelele și s-au ales cu diverse funcții în societate, însă la lucrări a venit și primarul de la Sadu, cel care s-a și confruntat cu o astfel de problemă, de care acum se bucură că a scăpat, după ce guvernul României a renunțat la ideea de a construi o tabără la Bumbești-Jiu. Din punctul meu de vedere și nu numai al meu, instalarea unei astfel de tabere la Bumbejiu era total inoportună. Inoportună din perspectiva așezării geografice a localității, 2. Specificul economic al acestei localități și 3. Capacitatea unei comunități mici ca și Bumbejiu să integreze niște migranți. Pentru că eu am spus-o și în cadrul acestui seminar de astăzi, problematica imigranței este una foarte delicată și constituie o provocare, zic eu, nu pentru o comunitate ca Bumbejiu, dar cum ați văzut, a fost o provocare pentru țări cu o democrație mult mai veche decât a noastră, pentru Germania, pentru Franța. A fost o provocare la care n-a făcut față, din păcate. Sau dacă a făcut față, a făcut față cu evenimente reprobabile în țările lor. De aceeași părere este și primarul Tiberiu Iacobrizi, care l-a invitat la acest seminar pe teme de migrație, pe unul dintre primarii implicați în problematică și care a agreat ideea că migranții trebuie înțeleși, dar poate că integrarea lor trebuie făcută altfel. Ca principiu nu se respinge o asemenea acțiune de primire de migranți dintr-o zonă cum este Siria, de exemplu, acum, sau alte țări din Orient. Problema este că în România, în general, sunt probleme care încă nu sunt rezolvate din punct de vedere economic și social, iar pe de altă parte comunitățile mici cred că în România nu pot să integreze astfel de oameni care au motive obiective să plece dintr-o zonă de conflict și noi suntem deschiși ca și națiune să-i primim, să-i ajutăm. Însă nici de cum în comunitățile mici unde avem problemele noastre, avem șomaj, avem familii cu venituri foarte mici și așa mai departe. În comunitățile mari se pot găsi soluții unde există deficit de forță de muncă, unde există condiții mult mai bune pentru ca ei să poată să fie integrați. Aceasta a fost o bună temă de pornire a discuțiilor cu polonezii, maghiarii, italienii ori bulgarii, sosiți la Petroșani, care au tras bilețele și s-au ales cu diverse roluri într-o societate virtuală, mimând astfel jocuri din realitatea imediată. Tematica imigranților este o tematică europeană în momentul de față, care, că vrem că nu vrem, afectează comunitățile mici, medii și mari. Sunt împărțiți în trei echipe, fiecare dintre membrii delegației și dintre grupurile participante și fiecare reprezentant al acestor comunități are o stigmă pe spate, fie că este rom, persoană de etnie romă, fie că este fost condamnat. El trebuie să se întoarcă înapoi în comunitate, iar comunitatea trebuie să dea dovadă de capacitate de integrare. Asta încercăm astăzi, de fapt, să facem prin acest joc. Totul face parte dintr-un proiect european, al cărui gazdă este municipiul Petroșani, iar migrația și euroscepticismul sunt teme de larg interes discutate cu ONG-urile și membrii comunității locale. Străinii care au venit la Petroșani în cadrul unui proiect european, denumit Zilele Societății Civile, au construit împreună cu voluntarii de la noi orașe și clădiri pentru oamenii săraci. A fost un exercițiu sub formă de joc, care i-a antrenat pe toți în ideea de a fi creativi și utili societății. Pe același principiu se desfășoară lucrurile și în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea voluntarii au creat o atmosferă cât mai exactă. Am ales să desfășurăm un workshop dinamic. Invitații noștri, membrii grupului cu care lucrăm, sunt împărțiți în trei echipe. Ei sunt niște persoane importante, își imaginează că sunt constructori, arhitecți care fac parte dintr-o asociație și vor construi case pentru persoanele aflate în nevoie, pentru familiile nevoiașe din comunitatea lor. Ei au, bineînțeles, ca și sprijin voluntari,
iar la sfârșit vom vedea ce a însemnat acest ajutor al voluntarilor, ce înseamnă să fii voluntar și ce calități importante trebuie să aibă neapărat un voluntar. A fost primul workshop pregătit în cadrul acestui proiect, iar cei prezenți, indiferent de limba vorbită, au gândit orașe și au venit cu idei ce pot fi oricând aplicate în practică.